ar trebui să ne naștem bătrâni, să venim înțelepți, să fim în stare a alege soarta noastră în lume, să știm din răscrucea primară ce drumuri pornesc și responsabil să fie doar dorul de a merge. Apoi să ne facem mai tineri, mai tineri mergând, maturi și puternici, să ajungem la poarta creației, să trecem de ea și în iubire intrând adolescenți, să fim copii la nașterea fiilor noștri. Oricum, ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi. Ne-ar învăța să vorbim, ne-ar legăna să dormim. Noi am dispărea tot mai mult, devenind mici, mai mici, tot mai mici.